Pământul continuă să se surpe la izvoarele, iar alunecările de teren se îndreaptă amenințător spre casele oamenilor. Specialiștii au revenit în sat după ce în ultimele 12 ore pământul a coborât cu 40 de centimetri. Nimeni nu știe când se va opri această mișcare. Mai grav este faptul că specialiștii nu au deocamdată nicio soluție. Situația se agravează în satul Izvoarele din Galați. Porțiuni întregi dintr-un deal din apropierea satului se mișcă, iar crăpăturile, tot mai mari, se apropie amenințător de casele oamenilor. A fost mai la deal. O vedeți, da? Tot martor a fost. Cât a crescut în ultimele ore? George, deci azi noapte avem 40 de centimetri. De aseară, de la ora 7.30, dimineața la ora 7.30 am verificat cu domn primar, aveam aproximativ 40 de centimetri în zona asta. De când au început alunecările de teren, pe o suprafață de 400 de metri au apărut crăpături uriașe, iar terenul s-a mișcat cu aproape 3 metri. Pământul continuă să se miște în zona izvoarele. În această dimineață am observat un nou fenomen și anume faptul că acesta este umed. Înseamnă că izvoarele subterane încep să iasă la suprafață. O echipă de geologi a ajuns și astăzi în sat. Specialiștii lansează o ipoteză cutremurătoare. Dacă vine unul peste 5, ținând cont că terenul este deja pornit și îmbibat cu apă și se vede la suprafață, s-ar putea să influențeze dinamica procesului de alunecare de teren. Dacă alunecările se extind, autoritățile iau în calcul și evacuarea localnicilor de la marginea satului. Nimeni nu știe exact. Poate în aflorimente, în rupturile mai mari, să-ți dai seama ce e la 10 metri. Dar mai jos de 10 metri, cum presupun eu că a avut alunecarea inițială, veche, adâncime, n-ai de unde să știi. Stăm cu grijă, stăm cu frică, stăm cu stres, stăm cu... Da. Aveți unde să vă duceți? Nu dacă... să ne ducem, da, nu să ne ducem. Am mama bătrână, poate asta, am soțul paralizat în pat, nu să mă duc, încotro să o iau. Stăm și noi cu frică, dormim noaptea cu frică în casă. Aveți unde să plecați dacă vă evacuează? Specialiștii spun că au nevoie de cel puțin o lună de studii în zonă pentru a putea oferi o soluție autorităților locale. În ultimii ani, satul a trecut prin multe încercări. În 2013, casele oamenilor au fost zdruncinate timp de o lună de numai puțin de 300 de seisme de magnitudine mică. Încă de atunci, specialiștii au observat că pământul începe să o ia la vale.